Cristi Balaj alături de noi, bună seara! Bună seara, scuze că nu am răspuns înainte, dar n-am văzut apelul. Nicio problemă. Așteptam așa să stăm de vorbă cu cineva de la CFR, pentru că la Flash Interview n-a venit Dan Petrescu, înțeleg, i s-a făcut rău. Nu înțeleg cum de nu i s-a făcut rău în timpul manifestărilor de pe teren, de dinainte sau și de după jocului, da. În timpul jocului, da. În primul rând, prima întrebare este legată de aceste reproșuri care s-au făcut la finalul partidei, în primul rând de Dan Petrescu. Cam cum privește clubul CFR Cluj acest gen de comportament? Înțeleg că li s-a reproșat celor de la Farul că au jucat fotbal. Ca alte reproșuri... Clubul CFR Cluj felicită clubul Farul Constanța pentru trofeul câștigat anul acesta. Considerăm că au meritat să câștige campionatul, așa cum am afirmat de acum două săptămâni. Faptul că au venit cu cea mai bună echipă sau cu cel mai bun prim 11 pe care l-aveau la dispoziție e un lucru normal, o stare de normalitate care dorim să continue în fotbal românesc. Și așa cum am apreciat cu voluntarul anul trecut, i-au încurcat pe cei de la FCSB apărându-și corect șansele, sau că cei de la Șep și au câștigat în seara aceasta la Craiova, la fel apreciem faptul că Farul Constanța s-a prezentat sub această formă în această seară. A fost un meci care puteam să-l închidem la 1-0, am avut foarte multe ocazii, a apărut acel prim gol al lor de nicăieri, dintr-o pasă greșită, urmată de o execuție frumoasă și s-a făcut 1-1. Au fost două lovituri de pedeapsă corect acordate, ca să lămurim și acest lucru. Și Dan Petrescu a trăit meciul fiind final de campionat, peste 61 de meciuri jucate, cu evoluții probabil nu așa cum și le-a dorit. A trăit meciul la o intensitate mult mai mare față de adversarii noștri și probabil de aici apare în acest moment și această stare fizică precară a lui. Da, poate că există niște explicații pentru un acest gen de comportament. Din păcate nu există scuză. Faptul că a trăit foarte intens, nu, chiar nu este o scuză. Nu e finală de Cupa Mondială. Păi ce să mai zică nenea ăla de selecționer la Franța? Care face sau cei de la Borussia. Mă rog, nu, mă referam și la Cupa Mondială. Nu e finală de Cupa Mondială, era doar o calificare în conference. Nu e câștigarea titlului în Germania. Nu e, oamenii ăia cam ce ar trebui să facă? Să-și facă harakiri pentru că trăiesc intens? Nu știu, fac chestiunea asta. Îmi cer scuze, Neavali, da. Nu știu ce ar fi trebuit să spun ca să creez o imagine așa cum o văd eu sau așa cum am discutat-o și cu colegii mei. Ți-am spus punctul de vedere al clubului CFR, nu știu dacă am fost suficient de clar, dar spun ceea ce simt și ce gândesc în acest moment. E în regulă. Hai să mai vorbim puțin despre un aspect. Înțeleg că Burca a luat două galbene, dar la al doilea nu el a vorbit. Acestea sunt explicațiile din partea lui Camora, le-am aflat, așa care este. Era prin preajmă. Așa este, toți jucătorii care au în preajmă, plus ceea ce mi-a relatat Burca. Acum, faptul că un jucător încearcă să fie cât se poate de convingător și își dă și cuvântul de onoare. Nu știu în ce măsură ar trebui sau nu să conteze, dar au fost și alți jucători acolo și, fără să se fi înțeles, spuneau același lucru. Da, e nu neg. Arbitrul era cu foarte spatele. Posibil să se fi întâmplat asta. Arbitrul era cu spatele și s-a întors, l-a văzut pe Burcă în preajmă, a ales să-i dea lui cartonaș. Nu am fost prezent și mi-este greu ca să spun. Dar regulamentar asta nu mai poate fi schimbată, nu? Să zicem că cumva video sau la o comisie martorii spun
domnule, de fapt ăla a zis, Bârligea. Nu se poate, bănuiesc că nu se poate schimba cartonașul. Nu e greu, cred, din păcate, a fost, repet, o stare de tensiune pe final de meci, cauzată și faptului că mingea n-a intrat în poartă și am avut foarte, foarte multe ocazii, mingea a lovit bara, a fost acea frustrare acumulată pe tot parcursul partidei, două lovituri de pedeapsă care chiar dacă au fost corect acordate, e greu să le accepți la câte ni s-au întâmplat în acest play-off și nu doar eu, specialiștii au subliniat acest lucru, unii dintre ei ați avut invitați în studio și toate aceste lucruri adunate, repet, miza jocului pentru noi au creat o stare de tensiune și o frustrare care a dus la anumite evenimente regretabile. Ce e important, nu știu în ce măsură se poate aprecia sau nu. Repet, felicităm pe cei de la Farul Constanța pentru tot ceea ce au realizat în acest an. Le urăm succes în competițiile europene, să ajungă unde și-au propus, pentru că fotbalul românesc are nevoie de cluburi care strâng puncte în continuare și ne-am dorit să realizeze cel puțin cât am făcut noi. Domnul Balaș, cât de important devine pentru noastră meciul ăsta de baraj cu Craiova? E foarte important, pentru că... Mai devreme, domnul Rotaru, o secundă, mai devreme, domnul Rotaru de la Craiova a spus că e de totul sau nimic. Pentru că CFR Cluj a depins în anii ăștia de banii din cupele europene. Dacă n-ar merge acolo, s-ar produce o implozie. Așa este e? Amuzant, dacă nu trist, dar măcar amuzant, cum cei de la Craiova au fost preocupați mai mult de soarta noastră, de meciul nostru, erau tentați, nu știu dacă s-au și ținut de cuvânt, să pună la pariu, să parieze pe o victorie a noastră și mai puțin de jocul lor și ceea ce ar trebui să facă ei. Și uitați când te ocupi de capra vecinului, ce ți se întâmplă. Domnul Rotaru a recunoscut că a fost o greșeală acea declarație a domnului Cârțu. O acceptăm. Noi nu vorbim despre ei. Da, era, totuși subiectul era despre sunt CFR. Sunt curios că domnul Cârțu o să vină să spună la un moment dat că a fost o greșeală și declarația domnului Rotaru din seara asta. Pentru că condamn ceea ce face Sorin Cârțu, dar nu te deranjează ce spui tu în momentul în care ești preocupat de soarta celui club. Ca domnul să înțel... finanțator are capacitatea și posibilitățile de a susține clubul în orice condiții. Noi cei care suntem acum în club ne dorim să nu mai aducă bani de acasă. Că se va întâmpla peste un an, doi sau trei, am dorit să se întâmple cât mai curând, să facem o fundație sănătoasă pe care să putem plăti. Da, și acum să mă leg eu de declarația dumneavoastră, o să, dacă nu prindeți Europa, o să-și permită finanțatorul clubului să îi plătească pe... Am fost suficient de clar, doar că vom amâna acel termen de care spuneam, propus de noi, pentru a crea un club sustenabil. Ar însemna ca efortul finanțatorului să fie mai mare decât în situația în care ne-am calificat într-o competiție europeană. Finalul întrebării era să-și permită să-i mai țină pe Dan Petrescu, să-i plătească pe Dan Petrescu și Cristi Balaș, ca să fac referire la o declarație. Atunci când am fost întrebat dacă clubul își va permite să-l țină în continuare pe Dan Petrescu, am spus că de ce vorbiți doar de Dan Petrescu, puteți să vorbiți și de Cristi Balaș. Și am subliniat că trebuie să fim alături de club, nu doar la bine, și la greu. Și eu voi fi la greu alături de cei de la CFR Cluj, pentru că nu sunt un om care trădează. Și trebuie să fii aproape de cei care au nevoie de tine în momentele grele. Atunci îți arăți adevăratul caracter. Cristi Balaș, mulțumesc mult pentru intervenție. Să ne auzim cu bine. Și la revedere. Baftă în continuare. În final, totuși să spunem că nu e o zi atât de neagră pentru Universitatea Craiova, această ieșire din cupele europene, din posibilitatea de a juca în cupele europene. Universitatea Craiova a câștigat Liga de Tineret. 3-1 cu UTA. În finală e Liga sub 19 ani. Mi s-a dat acest nume, Liga de Tineret.
3-1 scor final în Universitatea Craiova, va juca în Youth League sezonul următor. Atât deocamdată ne așteaptă Digi Gol cu Andrei Tivirichi.